Dă-mi câteva cuvinte despre jocul ăsta. Din păcate, un joc cu două părți total opuse. În prima parte nu mai ieși mai nimic, în special din punct de vedere defensiv, am văzut foarte mult de suferit. Am primit niște coșuri foarte ușoare pe niște situații pe care le-am tot lucrat. Din păcate nu am reușit să le pun în practică așa cum ne doream. Am început toată partea a doua cu un sfert foarte bun, cred că am revenit la 6 puncte la un moment dat și meciul era acolo. Din păcate, în ultimul sfert a fost o diferență destul de mare, cred eu că nu, așa cum spunea și Camil, nu a fost neapărat realitatea care a fost în termen această seară. În același timp, 64 de puncte marcate este foarte greu să este de aici să câștigi un meci. Un procentaj din un dezastru la 3 puncte, 2-18 în condiții din care a venit niște aducători destul de bun în echipă și cred eu că acolo s-a făcut un pic de diferență. Niște aruncări marcate, niște momente oportune, poate n-ar fi adus din nou în incensul. Până la urmă am obținut Rapidul, o echipă cu pretenții în acest sezon. Noi trebuie să ne vedem de drumul nostru, să încercăm să obținem acea victorie care cred eu că va detenționa atmosfera și de acolo locurile vor merge într-un fogaș ascendent. Cât de mult contează evoluția jucătorilor români în acest campionat? Foarte mult. După cum se știe, este regulă cu doi români pe teren. Sunt line-up-uri diferite, sunt match-up-uri care se pot acoperi sau nu. Din păcate, pentru noi astăzi nu am putut să realizăm acest lucru în prima parte. După pauză s-a văzut un pic diferența. Astea sunt echipele care sunt construite. Acesta este lotul nostru și trebuie cu el să mergem mai departe, să îndeplinim obiectivul. Octavian Ghie n-a făcut asta? Nu, are o viroză, are reținut de parte de teren 3 zile. Era foarte greu să intre asta după 3 zile de antibiotice, febră și așa mai departe. Și încă un aspect pe care mi-a tras un pic în jos. Pentru că era un jucător de bază la rotația noastră. Să cred eu că Camila l-a sublinit destul de bine astăzi. A debutat și Canefax. A debutat și Canefax, normal să fie avut și el o evoluție foarte bună, venind de câteva zile la Călugiri. Este un jucător, așa cum ați văzut, de viteză, un jucător de tranziție. Cu siguranță, în momentul în care se va ajusta la jocul nostru, va fi un plus pentru noi. Însă, în același timp, trebuie să ne ridicăm cu toții nivelul jocului, pentru că nu doar un jucător într-o echipă ca a noastră va putea să facă diferență. Mulțumesc.